Mă bucur că fiecare popor își merită regele, da? Fiecare țară își merită președintele. Mă bucur că e un domn președintele și minunat, minunat. Da, suntem depășiți cu toții de situație și nu știm unde mergem, unde o să ajungem, cu ce o să se termine. Nu o să se termine, pentru că fiecare se trezește în ritmul lui. Adică fiecare se îmbolnăvește, trece prin pandemie în ritmul lui, da? Un organism are o reacție, alt organism se îmbolnăvește peste 5 ani, da? Și un organism de vreo 5 ori pe zi. E ceva de genul. E foarte serios ce se întâmplă. E cam viața noastră, cam asta e. Și e foarte frumoasă dacă nu ne gândim la pandemii și la ce se întâmplă, nu o luăm așa categoric, chiar dacă e categorică. Trebuie să ne trăim viața. Altă soluție nu avem. Fără panică, să știm să avem grijă unii de alții. Nepanicându-ne, avem grijă unii de alții deja. Nu mai trebuie să mă gândesc ce grijă să mai am de altul, da? Să fiu la locul meu, elegant, fără gălăgie. Am grijă să fie liniștea cât de cât pentru... Dacă vreau să ascult muzica tare, îmi pun căști, da? Eu nu prea îmi pun căști, îmi place să ascult muzica, recunosc. Trebuie să-mi pun căști, să ascult muzica tare, să nu deranjez vecinii, chiar dacă după perete se bat hoardele, fiecare în ritmul lui își revine și se vindecă. Dacă omul se comportă așa, nu pot să-i dau cu parul. Trebuie să am reacția inversă ca să se calmeze spiritele și cam asta e situația. Da. Și ce trebuie să urmeze, o să urmeze. Nu moare nimeni. E cum am trăit tot timpul, numai că au intervenit niște schimbări la nivel organismic. Și omul, dacă moare, înseamnă că trebuie să moară. E cum s-a murit până acum. Nu știu cum să mai... Da. Se moare cum s-a murit până acum. S-a murit de boli, da? Și acum noi le zicem pandemie, că organismul nu rezistă la nu știu ce. Se întâmplă mai repede lucrurile, da? Energetic, foarte frumos pentru pământ. Asta e. Noi asistăm niște clipe memorabile, superbe, inteligente a pământului, care începe să respire și să-și ia ce e al lui. Și suntem și noi pe acolo. Da, și trebuie așa văzut lucrurile și fără supărare, fără întristare, fără pesimism, mergem înainte. E foarte frumos ce se întâmplă. Știu că e ușor de zis când ești cam sănătos și te doare în cot. Dar fiecare trece prin ce are de trecut și ajunge să fie sănătos și să-l doare în cot. Și atunci avem răbdare. Nu, așa e. Nu glumesc. Și avem răbdare și trecem cu toții și cu toți cu familie trecem. Aia e super tare. Nu rămâne nimeni în urmă. Și când cineva moare, e ca înainte, nu? Pe cine trebuie să moară, o să moară, nu? Ca înainte, cum era, că cineva murea, ceva se întâmpla pe parcursul vieții, da? Mai murea o rudă, mai murea un vecin, mai murea nu știu cine acolo. Lucrurile se întâmplă foarte normal și
ca și stare de spirit, nu știu, e cam tot acolo. Să nu ne panicăm. Da. Mie mi se pare foarte absurdă situația și ciudată. E parcă eu văd într-o parte lucrurile și nu se întâmplă nimic din ceea ce se întâmplă. Și eu asist la un film, un SF foarte făcut așa, film cu proști. Noi, unde suntem. Și se întâmplă ceva și ne învârtim în jurul cozii, în jurul pandemiilor. În jurul pandemiei. Dacă vrea ea se dezvoltă, dacă nu, ea nu se dezvoltă. Nu. Se upgradează organismele și căpșorul mai ia razna până își revine, mai zboară printre stele, mai printre lumi paralele. Știu că sună ciudat, dar trebuie să ne obișnuim cu asta. Asta e realitatea în care trăim acum. O să ne obișnuim, o să ne obișnuim și cu asta. Se obișnuiește omul cu orice și o să ne propunem în ceea ce se întâmplă o viață mai interesantă și mai se trece totul online. Nu ne distrăm, vai, ne distrăm. Ce să facem? Asta e. E un fel de morții cu morții și vii cu vii. Ce să facem? Asta e. Asta e. Da. Cine a apucat să facă concedii? Bine, cine nu, poate apucă. Dacă nu apucă, eu n-am apucat să plec câteva zile la mare. Dacă apuc bine, dacă nu tot bine, mergem înainte. Ce să facem? Așa suntem. Cât putem, avem grijă unii de alții. Cu ce putem? Și cu un zâmbet și un cuvânt bun. Da. Cam asta e viața. Ea a fost așa întotdeauna, numai că acum au început să se întâmple lucrurile în viteză mai mare și am început să și observăm. Da? Ea a fost tot timpul așa. De clipă de clipă, câte un om se trezea, câte un om lua razna, după aia își revenea, după aia, da, știm și din rude mari împărătește, știm din rude câte s-au întâmplat ale noastre fiecare. Mai auzeam de prieteni, de, da, așa era viața, era, mai că acum se întâmplă lucrurile mai rapid și mai compact se întâmplă, ca și cum, da? Timpul nu mai e dezlănat. E compact. Și atunci cel care a trebuit să moară a murit, la care a trebuit să se upgradeze sănătos, s-a upgradat și tot așa. Și înainte era a murit, ăla s-a mai însănătoșit, uite, ăla e bine, vai, dar ăla nu-l mai recunosc. Și acum e așa. Da. E ok.